Dragilor, bun găsit la un nou episod de Fiță cu Adiță. Astăzi deplasare la Târgoviște. Nu este un episod ăla pe caterincă, pe grătare, pe asta. Este un episod serios cu un om puternic. Este genul ăla de episoade cu oameni puternici. Nu o să o lungesc, Cătălin Smărândescu, totul despre el. O să încerc să descos absolut tot despre el și încerc să scot de el cât mai multe. Și unde puteam să-l găsesc pe Cătălin, dacă nu la el, la Academie, în sală? O să mă descalț, că am mai trecut și eu prin sală și știu că nu-i frumos să mergi cu adidașii. Cătălin! Salut, salut, binevenit! Mulțumesc frumos că m-ai primit! Mulțumesc tot sufletul meu! Și de la început vreau să spun că dacă te deranjează vreo întrebare de ale mele, că eu o să încerc să fiu mai alunecos, să mă înjur să nu mă bați. Păi nu știu, acum dacă vrei să mănânci bătaie, trebuie să alegi colțul. Înjură-mă, te rog. Poți să alegi colțul sau echipamentul care vrei să mănânci bătaie. Poți să aleg să fug? Nu cred că poți. Nu pot. Nu cred că poți. Nici nu prea mă avantajează fizic. Ai un dezavantaj, văd că-ți place basketul, dar e ok, să știi. Da, am mâncat mingea înainte de... Da, m-am gândit și eu. Sau fotbalul. Cred că mai repede fotbal, că e mai mic așa. Dacă era de basket, trebuie să fie un pic mai mare. Păi și cum facem să vin să scap și de aia? E greu? Păi nu e greu, dar în primul rând trebuie voință. Știi că este o vorbă, spune așa, day one sau one day? Corect. Tu ți alegi. Corect. Așa că asta e cel mai mare dușman al celui care vrea să facă sport în general. Știi că fac de luni, fac de săptămâna viitoare, fac de... Nu e frate, acum, hai! Apropo de acum, acum mai vin copiii la sport? Serios? Mulți. Cred că părinții și-au dat seama că pentru copii este foarte important să faci sport, să faci mișcare. Nu neapărat performanță, pentru că e foarte, foarte greu să faci performanță. Dar să vii să faci mișcare, să înveți să ai spirit de competiție, să ai, voință de a câștiga, voință de a fi mai bun sau cel mai bun. Aici asta facem, încercăm să educăm genul ăsta de copii. Adică, la final, în momentul în care vor termina să mai vină la sport sau la academia noastră, sau în general, noi vrem de fapt să facem oameni. Da. Nu campioni, nu bombardieri, nu Bravo. King of the street, nu mai știu eu ce. Nu, noi vrem să terminăm să fim mândri că am scos oameni. Oameni care au o disciplină, care au, cum să spun, o voință de fier. Oameni care știu să se lupte în fiecare moment al vieții pentru ceea ce își doresc ei să aibă. Asta este un risc, Cătă, și ți-e frică ca nu cumva din băieții ăștia pe care tu îi aduci aici să nu transformi mai târziu un bombardier, să nu transformi în bombardier sau în Smart 2 sau, eu știu, un eventual pușcăriaș. Să știi că ne-am gândit foarte mult la lucrul ăsta. Acum, felul în care eu îi antrenez, felul în care discut cu ei, felul în care încerc să le dau o direcție în viața asta, cred că este plin de intenții bune. Pentru că eu am trecut prin multe greșeli în viața mea și am făcut N greșeli. Lucruri pe care nu vreau să-l pățească și ei sau să li se întâmple și lor. Da. Și atunci încerc să le dau o direcție bună. Încerc să evit să-i învăț să se bată pe stradă, să iște scandaluri, certuri de genul ăsta. Îi învăț să se apere, să răspundă doar dacă sunt provocați în ultimă instanță. Corect. Pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul ăsta, la aproape 50 de ani, gândesc altfel. Și spun așa că arta de a vorbi este mult mai importantă decât arta de a lupta. Arta de a lupta o lași la final, când nu mai ai nicio soluție, când trebuie să te aperi, când trebuie să-ți aperi familia, tu, integritatea ta, dar până atunci, dacă ești un bun orator și știi să te joci cu vorbele, îl împachetezi cât de mare ar fi el. Cătă, o să te rog frumos să ieșim un pic în curte, okay. Pentru că vreau să continuăm cum ar veni și despre viața ta mai mult. Vreau să intru eu puțin așa în amănunte. Vrei să faci un pic sport? Sport nu. Am un ciobănesc corp. Dacă se zică două picioare cam de mare. Și dacă vrei să le spun curte. Eu mă gândeam la altceva. Înainte să începem filmarea, am văzut că e un băiat aici foarte iscusit și l-a întrebat dacă vrea o pălincă. Eu aș merge pe partea a doua decât sport. Avea o pălincă. Decât să mă pui să fac sport mai bine. Băi, să știi, am o pălincă foarte bună de la Dej, de la finul meu de la Dej. Deci știi cum este? Păi vreau să știu. Băi, este așa, te unge la suflet. Dar îți dau ca să vezi cum este. Da? Doamne ajută. Atunci hai să mergem. Deci, tot ce avem aici... Da, el este Blackie. Pisoiul lui Vladimir. Care l-a nenorocit. Deci nu... pe am avut mai mult, dar am donat. Ce fățău are! Da.
Hai, cum e cătă viața la țară dacă tot... Hai mă, vină coace. Nu vrea, mi-e vrea decât la Fimiu. Cum e viața la țară? E foarte mișto viața la țară. Ideea este că în momentul în care pleci dintr-un oraș mare, eu am stat foarte mult timp la Londra, un oraș foarte aglomerat, înțelegi? Colos. Bucureștiul, cât am stat în București, la fel, aglomerat. Și vreau să vin într-o zonă unde este, băi, liniște totală. Uite, nu trec mașini, nu-i gălăgire. E așa o chestie în care parcă zici că ți-ai luat o povară de pe umeri. Dar nu te plictisești? N-ai momente în care te plictisești? N-am cum. Nu. Am păsări în spate, mă duc la ele. Le-am văzut. Fac curățenie la ele, le dau să mănânce. Mai vorbesc cu ele, că eu mai stau așa mai aici, la apă puțin. Am doi câini, am... Ce poți să îmi găsesc de lucru? Am de făcut tot timpul. La țară, la curte, întotdeauna ai ceva de făcut. Uite, acum vreau să te întreb, că mi-ai deschis așa o portiță. Luptătorii, boxerii, profesioniști, la o anumită vârstă devin puțin cealapa? Știi, acum, dacă o să audă soția mea interviu, să zică cealapa, pe de la tine știe fita să zică cealapa. Bine, chestia aia cu nebun, dar cu ghilimele, știi? Da. Băi, nu știu, eu n-am devenit încă, eu vorbesc așa, metaforic doar, dar am văzut foarte mulți mari sportivi, sunt pescari răiți, alții și-au mai făcut ferme, alții, adică tins după o viață în care ai fost foarte, foarte aglomerat și foarte stresat și foarte agitat cu tot ceea ce ai făcut ca sportiv, ce se întâmplă în jurul tău, să te retragi undeva unde să fie liniște, unde să fii tu cu tine, tu cu familia ta, să nu te deranjeze nimeni, nu mai ai timp de alte nebunii, zăpăcină, vină încoace. Și aia este mie. Așa, dau dintr-una într-o altă. Și îți cauți un refugiu. Ei, refugiul meu este aici. Eu vreau liniște asta, mie îmi place așa cum este aici. Nu mai am chef de cluburi, de discoteci, de ieșiri. Și în Târgoviște mă întreabă foarte mult, spun, bă, smărzi, tu nu ieși în oraș. Pentru ce să ies, frate? Ies o dată la două săptămâni sau depinde când am eu timp, mă duc la manicure, la pedicure, mi-arunce și barba, mă... Exact. De unde să mă duc? La restaurant bănuiesc că nu are rost ca ai restaurant, totul. Frate, mă duc, mi-am luat pasărea, am tăiat-o, am gătit-o și am mâncat-o. Mamă, ai înțeles? Rar de tot, rar de tot mai, mai ies. Și, nu știu, cea mai bună cafea o face nevastă, ce pot să spun? Da, devin genul de om care îmi place să fiu aici, știi, ca un puznic și nu, sunt între și între. Îmi place mult. Deci nu te-ai mai mutat niciodată la București? Oh, nu m-aș mai mutat niciodată în un oraș mare. Deci am ajuns, pentru mine e un stres să merg la București. Am multe proiecte pe care le-am pe la București, înțelegi, dar e un stres. Nu neapărat drumul până acolo, cât în momentul în care intru prin Chitila în București, m-a luat capul. Aglomerație, bară la bară, la agitată, la țipă, la nervos, la nu știu ce. Și trec până lângă ei și mă gândesc, bă, așa am fost și eu. Deci, domn profesor, în momentul ăsta ești un om împlinit? 100%. E puțin spus un om împlinit. Sunt un om foarte împlinit. Pentru mine, asta e fericire. Bun, cât te merge mai departe, o să mă dau puțin mai așa să nu fiu în dreapta ta. Câte knockout ai cu dreapta? Niciunul. Atunci, de fapt, stai, că mie mi-ai dat și cu palma knockout. Oricum stau mai așa. Nu, păi nu mai costum să... da knockout. Chiar, e ciudat. Toată viața mea m-a pus să antrenez să repet loviturile cu dreapta. Tu fiind dreptaci. Sunt dreptaci, da, și categoric. Nu mai costum, da. Dar... Mai e impropriu spus dreptaș, că scriu și mănânc și cu stânga și cu dreapta. Sunt ambidextru, mi-e mai simplu, știi? Bun. Dar knockout-urile mele sunt din mâna stângă, nici de cum din mâna dreaptă. Ce mișto acum, poate mai fac și eu cu vreun sparing, ce faci, se ferește de mâna stângă și poți să dea și cu dreapta. Ha, bine așa, bun. Ar fi mișto. Sportiv de performanță, uriaș, cum ai ajuns să fii gardă de corp al domnului Gigi Becali? Îți mai amintești? Oh, ani mulți, mulți în urmă. Băi, s-a făcut o gală undeva pe la agronomie. O gală de box, kickboxing, nu știu ce. Și antrenorul care l-aveam la vremea respectivă era prieten cu Nuțu Cămătaru. Mă rog, ce-mi a fost așa o chestie de asta. Și de fapt am înțeles că a fost un pariu între domnul Becali și Nuțu Cămătaru, înțelegi? Care să pună mâna pe om tine? Mai bun, care ceva de genul ăsta, știi? Și s-a făcut meciul ăsta. Eu știu, din ce am înțeles la vremea respectivă, s-a pariat fiecare pe-a lui, adică cel mai bun bodyguard al lui Becali cu... Dar tu încă nu erai bodyguard lui Becali? Nu, n-aveam nicio treabă. Dar a pariat dânsul domnul Becali? Făcusem câteva antrenamente pe la Nuțu Cămătaru pe acasă, în zona în care avea el herghelia și toate astea, înțelegi? Și probabil așa a fost la timpul respectiv. Toată lumea considera că eu sunt acolo, că o fi și o pleznic. Nu, eu eram sportiv, mergeam unde mă chema antrenorul să fac antrenamente și cu asta basta.
Cert este că după meciul ăla... Deci tu te-ai luptat cu un partener de... Sau deci cu un partenerul meu de competiție a fost șeful gărzii de corp al lui Gigi Becali. Gata, am înțeles. Și tu oarecum erai din partea domnului Nuțu, cum ar veni? Da, eram din partea lui Nuțu, eu din partea lui Gigi. Exact, da, gata. Nu l-am bătut. Am prins-o. L-am căsăpit. Oh. Și m-am dus la vestiar și a intrat, nu s-a niciodată, a venit Gigi. Băi, tu de astăzi lucrezi pentru mine. Ai $300 salariu și mâine ești la muncă, ne vedem la Lido. Bă, n-am pot să scot un cuvânt. Adică m-am uitat ca prostul. Dânsul era la Steaua atunci? Nu, n-avea Steaua. Deci mult în spate. Mult în spate. Și după vine Nuțu cu antrenor și eu dădeam să comentez. Muncesc pentru 300 de gard de corp, $300. Du-te, bă, că o să fie bine, că o să fie nu știu cum, că nu știu ce. Ok, așa a fost. La a doua zi m-am prezentat la muncă și așa a început viața mea lângă Gigi Becali, care vă spun clar, Gigi Becali care l-am cunoscut, nu are nicio legătură cu Gigi Becali din ziua de astăzi. Total diferit. Mult mai bine înainte? Aceeași bunătate o avea care o are și acum. Da, asta clar. Dar cred că era genul de era un om care nu era așa de ușor influențabil de oricine, la vremea respectivă. Am înțeles. E adevărat că după ce a intrat în politică, după ce a preluat Steaua, lucrurile au început să se schimbe foarte tare, au fost o fel de trepăduși în jurul lui care îi dădeau care mai de care sfaturi, el fiind un tip destul de ușor influențabil și genul de om care se sucește de la o decizie la alta foarte repede, înțelegi? A influențat oarecum parcursul și întâmplările din viața lui. Dar asta e cu totul și cu totul altă poveste. Cătănu regresi 16 ani pe care ai lucrat pentru domnul Gigi Becali, nu? Băi, trebuie să fii un tâmpit să spui că regreți ceea ce s-a întâmplat în viață. Da. Păi n-am cum să spun că regreți ce mi s-a întâmplat în viață, pentru că altfel n-aș mai fi aici, unde sunt acum, în momentul ăsta. Adică momentul meu de fericire totală. Despre ce vorbim? Nu o să regret niciodată. Dacă mulți spun, domnule, dacă ar fi să iei viața la cap, ce-i face? Nu, bă, aș face același lucru, pentru că îmi place ceea ce sunt astăzi, îmi place ce am ajuns astăzi, așa că mă doare fix undeva de ce zic. X, Y, Z, nu mă deranjează. Ăsta sunt astăzi. Am avut foarte de învățat, frumos. Mi-am luat palmele pe care trebuie să mi le iau, Dumnezeu mi-a arătat cât de mic sunt. Cât de mic sunt! A dat cu mie de pământ când a trebuit și n-a dat atât cât trebuia. A dat când a trebuit, dar nu atât cât trebuia. Nu mi-a dat cel mai greu lucru, dar mi-a dat unul care să mă pună cu picioare pe pământ. Din momentul ăla, toate lucrurile s-au schimbat pentru mine în viață. Și schimbându-se, automat, sunt ceea ce sunt astăzi. Apropo de palmă, episodul mașina, și nu vreau să intrăm prea mult în amănunte, a fost o palmă pentru tine? Episodul mașina furată? Știi ce înseamnă să fii loial cu ochii închiși? Ce frumos! Știi ce înseamnă să fii loial și să nu se aprecieze lucrul ăsta? Hai să întâmplă atunci. Nu s-a niciodată întrebarea nașului meu, Nicu Gheară, băi, finule, dacă nu a fost bine lângă Gigi, de ce ai stat atâția ani? Foarte frumos spus. Și eu sunt felul tău, loialitate. Eu sunt omul care, dacă pe mine m-aș zis într-un loc, eu merg până la capăt. Cât pot eu să merg? Merg până la capăt. Eu nu plec de lângă omul care sunt lângă el. Dacă tu vrei să mă dai la o parte, dă-mă la o parte. Dar eu nu plec, așa sunt. Înțelegi? Eu așa am fost învățat, să fiu un om loial. E adevărat. N-am avut un salariu, wow, n-am avut chestii, dar am făcut foarte multe lucruri lângă el. Da. Înțelegi? Și că au dus inevitabil la ceea ce sunt astăzi. Da. Fiecare lucru l-am învățat. Că multe lucruri l-am învățat și la Gigi. Să fie clar lucru, adică nu... Uite, cel mai de preț lucru pe care l-ai învățat de la domnul Becali? Credința, cel mai de preț? Nu, credința. Nu. Credincios am fost de mic, pentru că bunicii mei așa m-au învățat să fiu credincios și nu exista duminică să nu mergem la biserică, nu exista să dormim fără să ne spunem rugăciune, ceea ce fac și eu copiii mei în fiecare seară, ce puțin Matilda spune rugăciune, adică nu există lucrul ăsta. Băi, chiar uite la asta nu m-am întrebat ce am învățat la Gigi Becali. Băi, nu știu. Am învățat din întâmplările care s-au petrecut lângă el, dar de la el nu pot spune că am învățat ceva. Nu. N-am învățat de la el. Nu. Am învățat din întâmplările care s-au petrecut în acea perioadă. Dar de la Gigi n-am învățat nimic.
încă o dată spun, Becali mi-e plăcea și Becali mi-e plăcea omul care l-am cunoscut eu când m-am angajat la el. Da. Până să preia Steaua, până să intre în politică. Ăla e omul care mie mi-a plăcut. Deși el la un moment dat mi-a spus, Gigi ăla care îți plăcea ție de el, nu mai este, a apus. Eu cred că indiferent ce am face în viața asta, trebuie să rămânem oameni. Cred că asta ar fi cea mai bună treabă. În rest, băi, chiar mi-ai dat un subiect la care să mă gândesc, știi? Chiar mă gândesc acolo, dar nu vine nimic ce am învățat bine de la el. Poate singurul care, dar și asta făceam și înainte, dărnicia pentru oameni, știi? Și, ba, cred că am aceeași defect care l-are și el, într-un fel. Cred prea mult în oameni și în cei de lângă mine. Este un defect. Doar mare, că nu? În momentul ăsta am un om lângă mine. Am Soția? Un om care mă trage de mânecă și îmi spune, băi, adică vede mult mai clar lucrurile de ansamblu, adică are o privire de ansamblu și vede mult mai bine ceea ce se întâmplă, știi? Și sunt sigur, adică soția mea niciodată nu mi-ar spune ceva greșit la modul ăsta. Pe când Gigi are foarte mulți oameni lângă el care, bă, nu întotdeauna îi dau sfaturile care trebuiesc. Sau chiar dacă nu sunt sfaturi, sunt vorbe pe care le aruncă și care ușor influențează pe el, știi? Da. La modul ăsta. Cel puțin eu sunt conștient. Nevastă mea nu vrea niciodată rău. Cum să vreau eu rău omul de lângă mine, soțului meu, omul care este părintele copiilor mei? Nu există. Noi suntem aici. Da. Toți. Corect. Aici suntem separați, aici suntem strânși. Înțelegi? Și avem încredere unul în celălalt. De-aia am ajuns foarte aici. Foarte frumos. De-aia sunt în momentul ăsta aici, înțelegi? Și suntem cinci, gândește. Luiza, Matilda, Vladimir, eu și nașul meu, Nicu Gheară. Trei cuvinte. Ăștia cinci. Prin care vreau să-l caracterizez pe nașul tău, domnul Gheară. Băi, mi-e greu să spun în trei cuvinte lucruri despre omul acesta. Cred că mi-a trebuit o emisiune? Mă, mi-a trebuit foarte mult timp să-l caracterizez, pentru că m-am învățat de el cum e să fiu om în adevăratul sens al cuvântului, cum e să fiu un lider în adevăratul sens al cuvântului, cum e să faci oamenii să te iubească, să fie lângă tine. Și m-am învățat un lucru foarte important, cum e să fii drept, indiferent de poziția pe care o ai, cum e să poți să stai drepți și să poți să dai în proporție de 90% niște sfaturi bune. Înțelegi? Și să nu ții cont că ăla ți-e rudă, că ăla ți este, cum să spun, străin. Când e să împarți de tare, să fii, cum să zic, cât se poate de corect, de echitabil. Da. La modul ăsta. Că sunt lucruri pe care, păi și mai e o chestie care mi-a spus-o clar. Bă, finule, dacă te întorci în România, du-te, frate, într-un loc liniștit. Tu nu mai ai nevoie, n-ai ce să mai demonstrezi, nu să te duci. Să ce, stai în București să faci iar tâmpenii? Să zici în altă oră să faci nu știu ce? Stai, frate, și vezi de treaba ta. Ai copii, ai familie, ai ești viața împlinit. Frumoasă. Da. Ce trebuie? Slavă Domnului și banii vin, vezi? Adică nu e să zici că nu ai. Stau, mă distrez, vine cu familia, nepoți. Da. Foarte frumos. Ia exemplu. Da, corect, am un exemplu. Asta și fac eu acum. Bravo. Da, adică pentru mine totuși. Ca să se înțeleagă clar, pentru mine Nicu Gheară a fost un echilibru. A fost omul care atunci când mi-a fost greu și toată lumea îmi împingea în groapă, inclusiv aia pe care i-am ajutat pe fiecare în parte. Da? Și îmi dădeau șuturi să mă duc la fund de tot. A fost omul care a întins mâna și m-a ridicat. Și m-a ținut lângă el și m-a pus pe picioare. Cătă, ai spus un lucru interesant. Perioada aia când tu erai la un pas de groapă și mulți încercau să te împingă acolo să cazi, s-a scris că ai fost la un pas de sinucidere? E adevărat? Băi, e un lucru care nu prea aș vrea să vorbesc despre el, dar dacă tot ai deschis subiectul ăsta... S-a scris, știi, prea bine, adică nu... Este adevărat, da, este adevărat. În acel moment a fost un... cred că singurul meu moment de slăbiciune. De slăbiciune maximă, da. Știi că se spune așa că cel mai mare act de curaj este să poți să-ți iei singur viața. Dar acum, după ce am trecut în episodul ăsta, spun așa. Este cel mai mare act de lașitate, să-ți iei viața, să-i lași pe cei care depind de tine, să-i lași pe cei care te iubesc, fără tine. Cam așa își caracterizează în momentul ăsta. E adevărat, a fost un șoc. N-am avut nimic, am avut mult, m-am dus și am pierdut totul. Știi, a fost un moment de slăbiciune. Și cam în felul ăsta gândesc eu în momentul ăsta. Da, a fost, a trecut, am avut o lecție pe care am învățat-o, mi-am învățat-o bine
Și acum dacă mă vin să spună, știi, m-aș sinucide că nu știu ce. Ei, da, mare capac, în curte, mare capac, da. Pleacă de aici, ești prost. Păi tu te gândești decât la tine, asta înseamnă egoist total. N-ai cum să te gândești decât, gândește-te la cei din jurul tău, cine depinde de familia care te iubește. Părinții măcar, dacă da. Nu ai familie, nu ai părinții. Părinții, te iubesc, de-aia ți-au dat viață. Păi e o chestie dar care... Știi că prin ceea ce ai spus acum poți ajuta mulți oameni? Poate care au momente mai grele și asta. Băi, sper. Important este, cel mai important lucru în viața asta, și ți-o zic, să știi nu... cum mâna pe inimă ți-o spun. Băi, crezi în tine, crezi în ceea ce poți să faci tu ca om, crezi în ceea ce poți să împlinești tu. Pentru că fiecare om în viața asta a fost lăsat pe pământul ăsta cu un scop. Foarte corect. Fiecare scopul și rolul lui. E adevărat. Știi că e vorba aia, bă, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traist. Corect. Dumnezeu îți creează oportunități. Important este să ai ochii larg deschiși, da? Și să profiți de oportunitățile alea. Că despre asta este vorba. Și fiecare om poate să fie o viață frumoasă. Nu trebuie neapărat să fii super bogat ca să fie o viață frumoasă. Bă, da, e o prostie asta. Da, e o da, prostie asta. Da, da. Ai mă ce să mănânci? Bun. Ai un serviciu? Bun. Ai o soție iubitoare? Ai o familie iubitoare, soție, copii? Bun. Bă, îți permiți două vacanțe pe an sau măcar una? Una, da. Ce-ți mai trebuie? Trebuie să mergi neapărat cu elicopterul ca să fii fericit. Băi, din punctul meu de vedere... Sau un Rolls. Din punctul meu de vedere, oamenii săraci. Și aici mă refer în special la cei care, zic, sunt săraci, dar nu vrea să meargă nici la muncă, nu vrea să facă nimic. Știi cum este? Pleacă de acasă, mă duc să-mi caut de muncă, de Doamne să nu găsesc. Tâmputoarea aia, da. Nu e, frate. Nu. Nu e, eu mă uit aici la mine, încerc să găsesc pe cineva să vină să mă ajute la curte, să muncească. Puterea. Băi, de muncă, cum ar fi, da. 2-3 ore pe zi, că nu-i mare lucru. Da. Nu. Nu vor, în schimb stau la crâșma din sat. Bosule, dă-mi și mie de o bere. Bosule, stă amărât, dă-mi și mie, că n-am ce să pun la copilul. Dar mergi dracului la muncă, Doamne, iată-mă. Dar vinul la mine să-ți dau de treabă. Deci astăzi până și nevastă mi-a ajuns astăzi. A venit unul să cerșească. Am dus copiii la grădiniță și a venit un individ să cerșească. Bă, zdravă! Și zi, avem ceva de muncă la noi la curte, vii? Nu vin eu, nu vin. Sunt bolnav, nu știu ce. Păi da! Vino, frate, îți dau, da, îți dau și mâncare, îți dau și bani. Da. O să pleci mulțumit, Dani. Vino și muncește. Îți întinzi mâna. Fii atent, Cătă. Ai trecut peste problema aia atunci, mica depresie sau marea depresie, nu știu cum să zic, peste depresie și practic erai la zero, nu? Era la minus zero. Ce s-a întâmplat după aia? Ți-a spus așa. Nu contează cum cazi. Nu contează de câte ori cazi. Vorba asta. Contează cum te ridici și de câte ori te ridici. Și ce continui să faci după. Și am căzut. M-am ridicat. M-am scuturat. Și am luat-o înainte. Păi dacă nu fac eu, cine face? Ajungem la cei care vin și cercesc. Dă-mi și mie, aștept mila altora. Nu, frate. Nu am cum să aștept mila altora. Am două mâini, am două picioare. Pot să muncesc, pot să fac. Am luat-o la zero iară. Ok, am plecat în altă țară. E adevărat. Am o experiență nouă. Altceva. Da. M-am ridicat din nou, m-am pus pe picioare. Despre ce vorbim? Doar dacă nu vrei, nu faci. Deci ai plecat de aici, unde erai foarte cunoscut, sus, în fine, gardă corp, poate la una dintre cei mai bogați oameni din România, te-ai dus în Anglia și te-ai dus la munca de jos, salahor, șantier. Știi ce înseamnă să muncești ca instalator sanitar, să se spargă țevile de scurgere pe tine, să cadă tot rahatul la pe tine, să vomiți și sufletul din tine? Și înseamnă lucrul ăsta? Dar nu mi-e rușine, mă. Bă, nu-i rușine să muncești. Nu, rușine e să întinzi mâna. Rușine e să cerșești, rușine e să profiți de bunătatea altora. Nu, frate, trage de tine dacă vrei să ajungi cineva. Și da, Dumnezeu a ținut cu mine la un moment dat și a zis: bă, fraiere, ți-ai luat palmele care ți le-ai meritat, te-ai ridicat, bun, te ajut și eu să te ridici, ia-o pe femeia asta lângă tine, a avut grijă, a luptat și scris altul lui cu mine ca să mă pună pe neputire, ca să mă facă să văd altfel lucrurile. Nici nu aveți voi idee. Și n-am să uit ziua în care m-am dus și am prezentat-o nașilor mei. Eu m-am mai dus până atunci la nașul meu, la nașa. M-am mai dus cu o fată, cu nu știu ce. Normal, erai singur. A, să uită. Băi, că m-am dus cu Luiza. Au simțit-o. A spus felul tău. E, în sfârșit, ai venit cu ce trebuie. Ai înțeles? Eu nu o să zic altă chestie, care a zis nașul meu la nuntă dimineața, când s-a sfârșit petrecerea și toate astea, a zis așa. Fină, dacă brontozaurul ăsta te deranjează, nu te ascultă, sună pe naștea. Și naștea îmi spune mie. Simplu, dar n-are ce să sune, Luiza, pentru ce? Noi suntem o familie fericită, noi avem tot ce ne trebuie. Cătă și ce curiozitate am eu? Smărândescu, am mâncat vreodată bătaie pe stradă? Da. Opa. Da.
Păi erau mai mulți sau cum? Băi, de două ori s-a întâmplat. O dată eram copil. Nu zic niciodată. M-am luat cu fratele meu la bătaie 2 la 2, după care ne-am trezit că vin vreo 20 cu topoare și cu nu știu ce. Mamă. Și a trebuit să o luăm la sănătoasă, că știi cum este. Fuga e sănătoasă, e rușinoasă, dar e sănătoasă, ce înțelegi? Bun e, uneori. Că ne-am întâlnit pe urmă cu fiecare pe rând, dar a fost altă mâncare de pește. Și da, mi-am luat o bătaie, erau foarte mulți. Aia a fost, a trecut. I-am luat și eu pe rând pe fiecare cum i-am prins. N-ai lăsat a mai rămas unul singur. Unul singur a rămas. Dar hai să spun ceva. Am renunțat la răzbunare. Uh-huh. Și spun de ce. Am învățat ceva din ceea ce am pățit-o, din lucruri pe care mi s-au întâmplat mie. Și anume că, băi, și dacă e pătrată roata asta, se învârte. Uh-huh. Și mai devreme sau mai târziu, fiecare primim ceea ce merităm. Lasă, frate, karma, soarta, cum vreți voi să-i spuneți. Uh-huh. Lăsați-o să-și facă treacă, fiecare primește ceea ce merită. Într-un fel sau altul, într-un mod sau altul, fiecare primește ceea ce merită. Și Dumnezeu știe fiecare cu ce limită să-i dea. Știi vorba aia, cu ce mână dai, cu aia primești. Da. Cam așa este. Și asta am zis. Dacă nu vii și nu intri în intimitatea familiei mele și nu mă deranjezi, nu mai am treabă cu tine. Uh-huh. Dar nu te gândi vreodată că poți să mă caci pe bătătuș și o să scapi. Nu te gândi. Adică nu lua bunătatea mea drept o prostie sau bravo, o slăbiciune. Bravo. Nu lua. Iau așa. Sunt băiat bun, îmi place cum stai acum, uh-huh, mă respect, te respect. Indiferent ce vârstă ești, cine ești, indiferent ce grad ai. Nu? Stai liniștit că-ți găsesc cac. Vreau să mai te întreb un pic din perioada aia, mașina. O singură întrebare, Cătă. Unul singur a scăpat. L-a lovit mașina înainte să-l prind sau cum? A lăsat așa, știi cum este. Justiția divină să-și facă treaba. A ajuns pe la pușcărie, a ajuns vai de mama lui. Băi, vezi. A ajuns. Ducă-se. De asta spun că Dumnezeu de la fiecare ceea ce merită. Cam asta este. Cătă, ultima întrebare din perioada mașina. Spune tu concret. Ce-i reproșezi domnului Becali din perioada aia vis-a-vis de tine? Bă, nu știu dacă i-aș reproșa ceva neapărat vis-a-vis de mine. Ci faptul că, indiferent ce-i face, justiția trebuie să-și urmeze rolul. Uh-huh. E adevărat. Mergi pe premisa că, bă, am prins hoțul. Ai prins hoțul, dar dacă în momentul ăla tu, domnul Becali, sau eu, sau oricare, dar aici vorbim de tine, că era mașina da. Ta. N-ai făcut declarație la poliție că s-a furat mașina. Bă, mi s-a furat mașina, uite așa, au găsit-o, au dus-o, se termina balamucul. Uh-huh. N-ai vrut să faci lucrul ăsta. Că tu ești Gigi Becali, asta e viața, n-ai ce să... N-ai vrut să o faci, n-ai făcut-o. Uite unde s-a ajuns. Dar n-avea de unde să știe el că se va ajunge la chestia asta. Adică, logic, zici, bă, ce-am făcut? Am prins niște hoși și mi-a recuperat bunul. N-am făcut nimic altceva. În mod normal, da. Înțelegi? În mod normal. Normal. Dar legal este o infracțiune. Da. De ce? Păi ei prins, ei au dat-o acolo, în sechestrare, în răpire, deși n-au fost nicăieri sechestrați, li s-a mai plătit și masa, tot ce au mâncat la masă și au băut, li s-a plătit și traxiul să ducă acasă și tot nu i-a fost. Dar da, spun, legal e una, moral e alta, da, diferit. Dacă mă întrebi acum, bă, ce reproșezi? Nu reproșez nimic, doar că, da, tot un reproșez de până la urmă. Da, bă, trebuia să chemăm atunci poliția, să facem declarații frumos, asta este, știi? La că revedere. Am văzut acum, șmecherii din ziua de astăzi așa vin. Se ceartă cu tine, hap, ce autopamă sau și-a scris de pe la poliție. Bam, 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 bam. Păi și mai sunt șmecherii ăștia? Și cine are dreptate? Ăla care a scris la poliție, nu? Dar nu mai contează că ăla a venit și te-a răcâit și că tu i-ai dat o palmă că te-a răcâit, înțelegi? Da, da, da. El a venit și a luat palmă. Sunt ăștia acum ce... colector de palme, știi? Oh. Eu așa le spun. Și pe urmă colector de beneficii. Uh-huh. Înțelegi? Păi, e un job, legea. Eu cred că e un job. Da, e un job, da, nu prea ai loc de ei, trebuie să eviți, da, știi? Da, da, înțelegi? Da, da. Da. Iar e nasol că dacă vine și îți dă unul o palmă ție și tu îi dai două înapoi, iar n-ai răspuns conform planului. Înțelegi? Te-au părăsit mulți prieteni cu ghilimele în perioada aia când ai ajuns jos? Nu mai erai nașule, nu mai erai șefule, nu mai erai frumosule? Băi, știți când se scufundă corabia? Cine părăsește primul corabia? Hai, știi cine părăsește primul corabia? Aș vrea să zici tu, să nu zic vreo prostie. Șobolanii! Șobolanii, să nu se nece. Capitanul rămâne până la final. Uh-huh. Cam așa este. Așa e viața. E ceva normal. Ce frumos. Am stat și m-am gândit de multe ori. Bă, de ce oamenii care fac bine sunt trădați de cei cărora li s-a făcut bine?
De ce? Nu s-am niciodată un răspuns. Asta și m-am gândit. Și dacă te gândești de-a lungul istoriei, da? Luăm un exemplu, cred că cel mai elocvent exemplu. Iisus. Da? A făcut bine. Bă, a făcut bine. Și cine l-a trădat? L-au trădat oamenii lui. Da? Nu, și Petru s-a lepădat de el. Corect? Uh-huh. Nu vorbim de Iuda. Deci, și dacă stai să te gândești în istorie, bă, cine a dărâmat regatele? Cine a dărâmat marile puteri? Oamenii din interior. Ăsta e rolul lor, sunt trădători. Nu ai cum. Loialitatea este, cum să spun, este o calitate care pe măsura timpului ce se scurge nu mai există. Loialitatea dispare. Toți sunt pentru beneficii de moment, toți sunt pentru ceea ce se întâmplă acum. Nu mâine, nu pe mine, nu răspă mine. Și atunci, dacă îi dai fraierului ceva acum, te va vinde la primul colț. Despre asta vorbim. Nu vorbim despre altceva. Nu contează cât i-ai dat tu. Nu contează mașini, case, pâine, mâncare, haine, orice. Nu contează. Dacă unul a venit acum și i-a dat 2 lei, te vinde. Pentru că uită țăranul ce ai făcut pentru el. Uită fraierul tot ce te-ai chinuit pentru el și că i-ai dat o slujbă bună și că ai făcut lucruri bune pentru el. Uită. Astea sunt lucruri care se uită. Bunătatea se uită. Degeaba îi dai unuia tot timpul anului, dacă în ultima zi, bă, n-ai putut să-i dai, sau n-ai avut, sau n-ai fost acasă, ești al dracu că nu i-ai dat și în ultima zi. Cătă, uite, vreau să te mai întreb ceva, ceea ce este viral și nu, adică nu vreau să-i deranjez. Sper că nu e pandemia asta. Nu. Nu că sunt la zi cu vaccinurile, să știi. Ți-ai dori să ai o relație mai bună cu Mihai, fiul tău cel mare? Mihai. E grea întrebarea, nu? Mihai e fiul meu cel mare. Păi nu, în acest moment n-am un fiu cel mare, am o fiică cel mare, o cheamă Matilda. Matilda Victoria. Un fiu mic, îl cheamă Cătălin Junior. Mihai. Băi, ceva departe în momentul ăsta. Și spun de ce. Dar te doare chestia asta? Nu, mă mai doare deloc, nimic. Dar te-a durut? Te simt, adică oricât... A fost un moment, e normal, la un moment dat, știi cum este, când te tai, curge sânge, durează până se închide rana, până nu știu ce. Cicatrice, etc. Bă, mie nici măcar cicatrice n-a rămas, ți-o zic clar. Din punctul meu de vedere, sunt împăcat. Sunt împăcat că am făcut tot ce mi-a stat mie în putință ca să le fie lor bine. Că mint, că spun lucruri care vor să se audă și care se spun, ok, e strict problema lor, eu n-am să intervin niciodată. În schimb, am să spun o chestie simplă. E foarte ușor să te vaiți că nu ai. E foarte ușor să pozezi în victimă. E foarte ușor să dai la o parte oamenii care știu adevărul. De ce? Pentru că generațiile din ziua de astăzi cred, cum se spune, exact ca un cățel de la hămeslică, îi dai prima bucată de pâine și o înghite, fără să întrebi ce este. E bun, nu e bun, e sărată, nu e sărată. Adică devorează orice primesc. Și cred primul care vine și spune ceva, ăla are dreptate. Băi, eu, ca om așa, spune un lucru. În momentul în care ai o informație, băi, e informație din ambele părți, și din stânga și din dreapta. Și vezi, dacă ai puterea asta, vezi cine are dreptate. Că apropo de chestia, dacă tu ai deschis subiectul ăsta, de ce încă îl cheamă Smărândescu dacă nu-i place numele ăsta? Trebuie să răspundă el. Dacă într-o zi vine și spune iartă-mă, tată. Nu există. Nu. Nu. A făcut mult prea mult rău, a mințit mult prea mult ca eu să mai îngădui lucrul ăsta. Și el știe lucrul ăsta. Da, dar ești emoționat, oricât de mult ai. Nu sunt, nu sunt. Te simți așa totuși. Nu sunt, mie... Am o stare așa de... Îmi pare rău de... Ca și cum mi-a pare rău de cineva care putea să ajungă sus. Putea să fie mare, putea să fie... Dar e mare, e deștept, da. E treaba lui, adică e matur, face ce vrea. Măi, că eu sunt genul de om care vede lucrurile altfel. Băi, noi ca părinți, în viața asta, avem o singură datorie. Să oferim până la 18 ani copiilor educație, hrană, îmbrăcăminte. Ești împăcat cu chestia asta. Corect. Bun. Voi v-ați întrebat vreodată ce pensie alimentară plăteam eu lună de lună? Eu nu recunosc că nu. Foarte mult. Foarte mult. Nu 2 milioane, 3 milioane. De ordine zecilor de milioane. Cât să le ajungă să, ca să înțelegeți trăiască de cine bine. Nu contează. Da. Nu contează. Da. A spus că nu am dat niciodată nimic. Ducă-se, nu mă da. Interesează. Da, da. Asta mai puțin contează. Dar spun așa.
la 18 ani, dacă tu, copile, nu-mi demonstrezi că vrei să faci ceva, că ești la o facultate, că înveți, că îți dorești să faci ceva, nu mai e treaba mea. Datoria mea, am spus care este. Matilda, Vladimir. Dacă văd că la 18 ani n-au nicio înclinație către nimic, eu sunt în pila cap să-i țin mai departe, pe cârca mea, da. Păi nu sunt prostul ăla care își dă și pensia, nu știu dacă înțelegeți ce spun. Da. Da, am o datorie până devine major. Corect? Da. Bun. După ce ai devenit major, frate, mergi și muncești să te întreții. Că nu o să faci tu 70 de copii și prostul de tactul și de măta o să vină crească. Să-ți dea să-ți crească și te duci să belești. Doamne, scuze. Tu să te duci să freci pisoiul, nu știu unde, să faci nu știu ce. Nu există lucrul ăsta. Asta e o prostie și sunt niște concepții foarte, foarte proaste și le aud de multe ori. De multe ori. Nu e tată. Vrei să te întâmpl... Le spun oamenilor care și-au dat copiii la mine la sală. Rupeți, tăiați cordonul umbilical, lăsați copilul să poată să ia decizii, corect. Lăsați copilul să aibă și el, cum să zic, opinia lui, lăsați să spună ceea ce gândește. Mie mi-ar place și să vedeți la un moment dat o discuție între mine și fiica mea, are 4 ani, să vedeți ce discuții am eu cu un copil de 4 ani și cum vorbesc cu copilul de 4 ani. Copilul trebuie să aibă propriul lui, cum să spun, să fie propriul lui stăpân, să aibă curaj să-și exprime sentimente, să aibă curaj să spună ce gândească, să aibă un caracter puternic. Ori nu poți să ai un caracter puternic dacă îl înfrânezi și nu-l lași, înțelegi? Nu știu, eu cred că ne-am dus prea departe cu subiectul, pentru mine este un subiect neinteresant și singurul care pot să spun așa, să-i dea Dumnezeu sănătate și să ajungă mare, dar să nu uiți un lucru. Dumnezeu îți dă ceea ce meriți. Mai devreme sau mai târziu, primești ceea ce meriți. N-ai unde să te ascunzi. De Dumnezeu n-ai unde. Dar eu cred că o să vină vremea în care el probabil o să facă un pas și o să-și dea seama... Nu. De tine ca tată. Nu mai există. Deci pentru mine, da, îmi asum ceea ce spun, nu mai există. Nu-i doresc rău niciodată. Doamne ferește, da. Îi doresc numai binele, dar pentru mine nu mai există. Și nu există din prisma faptului... El și-a ales lucrul ăsta. Da, el a luat drumul ăsta. El a luat drumul ăsta, nu eu l-am luat. Da. El și l-a ales. Și zis, băi, ai 18 ani, ești major, ai 19 deja. La 19 ani s-a întâmplat despărțirea noastră. E problema ta, nu mai e problema mea. Da. Eu am încercat să fiu lângă tine, tu n-ai vrut să fii, tu ți-ai ales, tu ai ales anuși cu noroi în mine. Da. Nu eu. Corect. Eu nu-ți vreau răul tău. Dacă îți vreau răul, te desfințam de mult. Eu nu vreau. Da. Am spus așa, Dumnezeu îți dă, că îți dă ție. Că îți dă prin copiii tăi, că îți dă prin nepoții tăi, da. La un moment dat îți dă. Și o să le simți și o să-ți pară rău de greșelile care le-ai făcut. Că și mie mi-a părut rău atunci când am greșit și am zis, bă, mi-am luat-o și am meritat lucrul ăsta. Ai înțeles? Dar e mare lucru să ai curajul să recunoști că meriți ceea ce primești. E mare lucru. Și să conștientizezi că ceea ce primești este în urma a ceea ce ai făcut tu. Că ceea ce se întâmplă mâine este rezultatul a ceea ce faci astăzi. Corect. Ceea ce se întâmplă mâine este rezultatul a ceea ce faci mâine. Practic nimic nu e întâmplător, nu? Nu. Și totul are un ciclu în viață. Totul se rotește. Așa cum primăvara ai văzut, înfloresc pomi. Bravo. Toamna. Culegem roadele. Culegem roadele. Și iarna e liniște totală. Bravo. Și iar anul următorul de la capăt. Așa este. Este un ciclu. E o chestie care se întâmplă normal. Poate că tata nu l-a greșit părinților lui. Mama poate n-a greșit părinților ei. Da. Dar poate bunicii mei au greșit părinților. Și atunci exact. Eu primesc chestia asta. Tu ai greșit părinților tăi? Am făcut și eu greșeli părinților mei. Și am făcut greșeli mari. Și îmi pare rău de ele. Dar ai avut puterea să le recunoști în fața lor? L-am recunoscut, am pus capul în pământ și am încercat să le îndrept. Bravo. Dar eu n-am ajuns la limita aia în care, pentru mine, părintele meu, indiferent cât de bun sau de rău este, cât de deștept sau cât de e prost părintele este, tău. E părintele meu. Cine sunt eu? Eu, cine să sunt judec. Eu să te judec pe tine? Corect. Cine sunt eu să dau în tine fără să-ți cer mai întâi ție? Bă, trebuie să am o discuție cu tine. De ce ai făcut lucrul ăsta? Lămurește-mă, că poate sunt proști, nu înțeleg. Da. Nu există, nu contează părinții mei buni sau rău, sunt părinții mei. M-au ajutat, nu m-au ajutat, sunt părinții mei. Corect. Nu am cum să mă zic, viață. Bă, primul lucru, primul lucru care l-a făcut pentru mine, mi-a dat viață. Câtă dată am dus profund? Încă nu, n-ai reușit. Nu? Nu, n-ai reușit. Mai tu loc? Nu faci, tu nu faci decât să... Zidi la fileu? Da, mi-a ridicat la fileu, eu răspund exact ceea ce gândesc și așa cum văd eu lucrurile. Uh-huh. Nu am cum să le spun altfel, pentru că nu am cum, așa sunt ele și așa trebuie să le spun. Și le spun exact cum le simt eu, cum le văd din punctul meu de vedere. Și apreciez mult chestia asta. Și mi le asum total. Da.
Da. Total. Adică am învățat, dacă am învățat un lucru în viața asta, este că atunci când îți asumi ceva, asumă-ți, frate, până la capăt. Da. Indiferent de consecințe. Da. Dacă ai coloană vertebrală, stai, frate, drept. Indiferent de tare bate vântul. Bravo. Cam asta este. Cât ai să mai revii un pic la viața la țară, te mai scot un pic din pătrățica asta. Bibilici, găini, tot felul de găini de rasă. Ce-ți place să gătești așa? Când, de exemplu, tăiam o bibilică azi. Cum o gătai? Băi, îți spun clar. Eu tăiam bibilica, eu o jumuleam, eu o evișeram. Și mai departe, doamna. Și mai departe, șefa. Strigam așa. Șefa, ce facem astăzi? Cam așa. Băi, gătesc și eu, dar vorba lui Izei. Tu de azi nu mai gătești pentru că lași atâta mes cu mizerie. Mizerie în urma ta, încât mă ia capul. Prefer să gătesc eu. Zic, ok. N-am mai am zile în care mă trezesc dimineața pentru că seara copiii spun, tati, aș mânca nu știu ce, vreau și nu știu ce. Și sunt conștient, Luiza nu poate în momentul ăsta să le facă chiar toate poftele și atunci trebuie să ne împărțim cumva, știi? Și mai fac și eu când am chef câte ceva, una, alta, dar crede-mă, nu mor de foame nicăieri. Spuneai că ție îți place foarte mult să ți se spună în față. Corect. Mai ales de către prieteni. În momentul ăsta, în afară de domnul Nicu Gheară, de care sunt convins că ți este prieten apropiat, ți este naș, ți este familie, mai ai vreun prieten curat, adevărat? Băi, da, am un prieten la București. E genul de prieten care dacă la 3 dimineața sun și spui, bă, vino că am nevoie de tine, vine? Nu, nu. Dar e genul de om care... E curat. Bă, e curat. Asta e important. E curat. Am 2-3 prieteni, am mulți, înțelegi? Bă, da, mi-ai pus un pic așa... Dar faptul că tot timpul... Nu, dar... Sunt 2-3 care nu vreau să le dau nume, dar recunosc. Dacă sunt vreodată la ei, nu îmi închid telefonul. Dacă am nevoie vreodată de ceva, nu se întorc cu spate. Adică la modul ăsta. Da, poate că am dat exemplu greșit cu Bucureștiu. Da, dar e prieten vechi cu mine de peste 25 și ani. Că e vorba aia, nu trebuie neapărat să te vezi cu el în fiecare zi ca să rămas, fie prieten. Exact. Prietenii sunt castelele. A rămas... lângă mine, indiferent de situații. Adică e genul la care, atunci când am nevoie de un sfat, mă pot încrede în el. Da. Înțelegi? La modul ăsta. Nu e niciodată nimic. Dar e genul de om care știe să te asculte curat, l-ai simțit și știe altfel. Să-ți dea sfatul care trebuie și când trebuie. Înțelegi? La modul ăsta. Și în rest, da, am aici 2 prieteni buni la Târgoviște. Sunt foarte ok. Înțelegi? Grătărele astea mai faci tu? Bă, familia așa, atâta, bătrânește. Deci duminica, sâmbătă, mă bat la un grătar. Ți-am spus, și... ia auzi-l cum, auzi-l cum, și... cum strigă, taie-mă, ia-mi gâtul, pune-mă pe grătar. Și ce n-am fost aici, viță de vie, nu? Vin, nu? Nu. Așa, seara, băi, nu. Momentan, o să pun și viță de vie. Ți-am arătat în spate, mai am de construit multe, mai am... Da, aia nici nu filmăm, ca să înțeleg lumea că am venit pe la tine și filmăm mini-ferma. Nu este gata și nu. O să avem episodul 2 acolo. Exact. Avem multe, mult mai multe de vorbit atunci. Da. Am pomul fructifer, dar mai am de făcut niște chestii, încă nu. Eu sper la anul să termin cu tot balamul pe care l-am. Sper, deși la curte niciodată nu să termin cu ce ai de făcut. Dar... Cât să fii tu mulțumit, cum s-ar spune. Corect. Mă, ți-am zis, bă, și că este vin. Da, vinul e bun. Mai facem și eu vin. Dar e simplu, mă duc, cumpăr stocul care vreau eu și fac vin. Nici n-am atâta muncă. Adică la modul în care să stau, copilește vița de vie, sapul, aranjează-o, nu e așa de simplu, înțelegi? Când le mai fac? Da, prefer să mă duc la țăran, mi-am luat de la țăran strugurile, mi-am făcut și am trebuit la moc. E mult mai simplu așa, înțelegi? Cât înainte să încheiem și îți mulțumesc atât frumos, recunosc și nu-ți dau calde, este poate... primele 3-4 interviuri, adică un om ca să intre așa, mi-a plăcut că a intrat, frate, în vibe-ul ăla, a intrat în, știi? Nu, dar eu îți repet încă o dată, tu întreabă și eu îți răspund. Am răspuns pentru orice. Ideea e următor, când îmi spui ceva, când mă întrebi ceva, așa trebuie să și răspund pe măsură. Da. Adică, da. La modul ăsta sunt, vrei ceva, așteaptă să primești. Zi-mă o infracțiune, dacă există vreuna prescrisă de care nu știe lumea. Prescris, adică să nu mai avem probleme. Când erai tu mai tânăr, nu știu. Eu n-am făcut niciun fel de infracțiune niciodată. Da? Niciodată. Bun, am înțeles. Foarte cu minte. Cu minte și acum. Normal. Acum chiar ești cu minte. Sunt foarte cu minte acum. Cătă, eu îți mulțumesc din tot sufletul meu încă o dată. Aștept și Pălinca. Acum mergem, haide! Gata că m-a sunut mult de vorba, hai să băgăm un Pălinca. Vă mulțumim frumos, dragilor, și urmăriți interviul ăsta. Deci dacă nu mai ajunge să publice interviul, să știți că a rămas cu Pălinca. Sau cine știe pe unde. Hai la Pălinca.